Atenție la vopsaua de ouă! Conține tot mai mulți aditivi și coloranți artificiali. Un studiu realizat de Asociația Infocons în perioada 2015-2019 pe 59 de mărci de vopsa de ouă relevă că numărul de aditiv din vopsaua de ouă a crescut cu 58% în ultimii patru ani. Studiul mai arată că vopsaua nu mai este atât de eficientă. Cu alte cuvinte, se colorează mai puține ouă cu mai multă vopsa. În anul 2015, numărul maxim de aditiv găsiți în vopseaua a doua a fost de 7, în 2016 și 2018 de 10, iar 2019 ne aduce un număr maxim de 12 aditivi găsiți într-un singur produs. De asemenea, în anul 2015, cu doar 10 grame de vopsea se puteau colora 30 de ouă. În 2016 și 2018, cu 20 de grame de vopsea, se vopseau între 40 și 60 de ouă. În timp ce anul acesta, cu 21 de grame de vopsea, vopsim mai puține ouă, respectiv 30 de bucăți. Cei mai utilizați aditivi sunt acidul lactic, azorubina, albastrul briliant, tartrazina și acidul citric. Trebuie să înțelegem și să știm că până la urmă și vopseaua are aditivi. Am depistat în testele care le-am realizat aproape un număr de 32 de aditivi diferiți și s-a ajuns la concluzia că undeva cam la 58% din aditivi au crescut ca și numeric pe tot ceea ce înseamnă a însemnat această perioadă. Ceea ce înseamnă că ar trebui să fim de două ori mai responsabili, de două ori mai atenți, mai ales că pe masa de Paște punem mâncare, și pentru copii, și pentru bunici, și pentru părinții noștri. Dacă vopseaua de pe ou se ia pe degete în timpul curățării, înseamnă că a fost de calitate inferioară. De asemenea, dacă se crapă cu aja oului fiert, vopseaua și chimicalele din ea pătrund în nou. Din păcate, de cele mai multe ori și când discutăm de un produs cu mulți aditivi, s-ar putea ca același tip de aditiv să-l găsim, sau colorant, sau un... Um, e, să-l găsim și în suc, și în mâncare, și în vopsea, și peste tot. Și atunci la o singură masă îl îngurgităm nu dată de două, de trei, de nouă, de 99 de ori. Și atunci probabilitatea de a avea anumite efecte deja este destul de mare. Ne putem asigura că nu suntem în pericol optând pentru metode naturale de vopsit ouăle, cu foi de ceapă, varză roșie, suc de sfeclă, șofran, vin roșu sau boia. Specialiștii mai atrag atenția că nu este indicat să păstrăm ouăle fierte mai mult de 5-7 zile și asta cu condiția să le ținem la frigider.